Oare nu 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Luca, capitolul 17, versetul 17. Preacucernice, Părinte Consilier, Preacucernice, Părinte Protopop, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioșii Preacucernici Părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Am venit cu multă bucurie astăzi la Nicula, ca să fim împreună cu obștea și cu frățiile voastre la Sfânta Liturghie, să medităm un cuvânt de învățătură și apoi, cu pace în suflet, să plecăm la casele noastre. Cuvântul de învățătură pe care vi-l pun la suflet, îl intitulez simplu. Ni-l sugerează Evanghelia de astăzi. E vorba de recunoștință. Această virtute mare și așa de rar întâlnită. Între Samaria și Galileea erau 10 leproși, rânduială aceea că atunci când se îmbolnăveau de lepră să fie izolați de comunitate, să fie izgoniți. A trecut Domnul Hristos, i s-au adresat și Domnul Hristos le-a zis, mergeți și arătați-vă preoților. De ce? Certificatul de sănătate în vremurile acelea le dădea preotul. Și dacă cumva vreun lepros să făcea sănătos, primea certificat de sănătate și putea reintra în localitatea lui. Înainte de a-i tămădui, Domnul Hristos le-a zis, mergeți și arătați-vă preoților. Cu alte cuvinte, mergeți că vor constata preoții că v-ați făcut sănătoși și vă veți putea relua viața voastră obișnuită. S-au dus, s-au făcut sănătoși, toți 10. Dar ca să fie recunoscător, s-a întors doar unul și acela era samarinean. Și Domnul Hristos i-a spus cu durere în suflet, oare nu 10 s-au tămăduit, ceilalți 9 unde sunt? Cam acesta este procentul oamenilor recunoscători. 10%, 90% nu sunt recunoscători. Și lucrul acesta îl spune Sfânta Scriptură, îl spune Domnul nostru Iisus Hristos. Ni se relatează în cartea de pilde a părintelui Iosif Trifa, faptul că la un moment dat bunul Dumnezeu a convocat o recepție în cer și a chemat acolo toate virtuțile. Și printre celelalte erau și facerea de bine și recunoștința. S-a observat bunul Dumnezeu că facerea de bine cu recunoștința nu se prea cunosc. Și le-a făcut cunoștință. Voi nu vă cunoașteți. Noi nu ne cunoaștem. Facerea de bine cu recunoștința. Am zis că în mai multe locuri în Sfânta Scriptură e consemnat acest adevăr, că recunoștința nu se prea întâlnește cu facerea de bine. De pildă,
în epistola către Coloseni, în capitolul 3, versetul 15, Sfântul Pavel zice un lucru următor. Pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori, fiți recunoscători. S-a scris cu ani de zile în urmă, nu cu foarte mult, o carte a cărui autor este abatele Evelin. Și cartea se intitulează Fiecare zi este un răsărit de soare. Rezumatul cărții. A constatat autorul, așa cum constatăm și noi, că oamenii se plâng de multe, de foarte multe. Ba n-au una, ba n-au alta, comentează negativ și toate întâmplările din societate. Și autorul cărții le răspunde așa. Când te scoli dimineața și constați că ai doi ochi cu care privești zările, nu ești tu un om fericit, de ce cârtești? De ce te plângi? Că sunt alți nenorociți, fără vedere, care nu văd lumina soarelui. Când constați că ai două picioare și te ridici din pat ca să mergi la treabă și pe alții poartă cu căruciorul, nu ești tu un om fericit? N-ar trebui să-i fii recunoscător lui Dumnezeu? De ce te tot plângi? Când constați că ai și două mâini sănătoase cu care să muncești, de ce nu ești recunoscător? De ce te tot plângi că îți lipsește una, că îți lipsește alta? Și continuă cartea așa și zice la urmă, ai o mie de motive să fii recunoscător lui Dumnezeu, să nu te tot plângi, să nu tot cârtești în toată ziua. Acum, unii dintre frățiile voastre ați fost în pelerinaj în Țara Sfântă. Lângă Iordan este o mănăstire cu hramul Sfântul Gerasim. Sfântul Gerasim de la Iordan, care are o istorie tare minunată, legată de subiectul predicii noastre de astăzi cu recunoștința. La mănăstirea respectivă trăia Sfântul Gerasim. Pe vremea aceea, încă în postiul de lângă Iordan, mai erau lei. Și într-o zi, iese din chilie Sfântul Gerasim și aude un leu răgnind de moarte. Se duce către el și vede că are în picior o țepușă mare, pe care nu și-o putea scoate. Sfântul Gerasim i-a prins laba, i-a scos țepușa, mai mult, a luat o pânză și a turnat pe rana lui un de lemn. I-a legat piciorul, s-a făcut sănătos leul. Dar ce s-a întâmplat? Leul nu l-a mai părăsit pe Sfântul Gerasim, ca și un cățel, umbla toată ziua după el. Și Sfântul Gerasim avea la chiliuță și un măgăruș cu care purta apa de la Iordan pentru treburile gospodărești ale mănăstirii. Într-o zi venea o caravană trecând dinspre Siria înspre Egipt. Cum nimeni nu era afară de închilie, au văzut măgărușul în curte. L-au luat și l-au legat la capătul caravanelor, a cămilelor.
Când a observat Sfântul Gerasim că nu mai este măgărușul, i-a zis leului, tu l-ai mâncat. Acum, dacă tu l-ai mâncat, treaba pe care o făcea măgărușul, pentru că mergea cu samarul și aducea apă din Iordan, o să o faci tu. Leu a fost ascultător. Aducea apă din Iordan în locul măgărușului. Dar într-o zi, caravana din Egipt s-a întors tot pe acolo. Și avea măgărușul legat tot la capătul coloanei. L-a văzut leu și a sărit la măgăruș, i-a rupt căpăstru și l-a adus în fața Sfântului Gerasim și l-a prezentat ca și cum ar fi fost un om cu inteligență. Și-a plâns Sfântul Gerasim și a zis, te-am asuprit pe nedrept. Tu ești un recunoscător și pentru aceasta Dumnezeu te va răsplăti. Măgărușul a fost salvat și leul a rămas pe lângă mănăstirea Sfântului Gerasim până ce a murit bătrânul. Când a murit, l-a îngropat, leul de durere s-a culcat pe mormântul Sfântului Gerasim, a răgnit tare și a murit și el. E vorba de recunoștință. Este un exemplu de recunoștință. Acum noi cei vii, oamenii, ar trebui să avem recunoștință. Întâi față de Dumnezeu care ne-a creat, care ne ține, care ne desfătează cu toate bunătățile sale. Apoi față de părinții care ne-au născut și ne-au crescut, față de dascălii care ne-au învățat, ar trebui să fim plini de recunoștință, dar recunoștința, așa cum ați auzit din Evanghelia de astăzi, este la oameni doar în procent de 10%. Acum, cine știe dacă nu mai învățăm de la biserică că ar trebui să fie procentul acesta mai mare. Și închei cu un verset scris tot de Sfântul Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 12, versetul 28. De aceea, fiindcă primim o împărăție neclintită, să fim mulțumitori, să fim recunoscători. Și așa să-i aducem lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu sfială, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. La mulți ani!